Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că atunci când faci un bine celui care îți face un bine sau celui care îți este drag sau ți este apropiat din familie, cunoscut, atunci aceea este o lucrare a firii, o lucrare normală. Dar când faci un bine celui care nu-ți face bine, din contră poate îți face rău, poate te vrăjmășește, nu ți este apropiat, ți este străin, uneori poate ți este potrivnic sau cel puțin un oarecare, față de care putea fi indiferent, când faci bine un astfel de persoane, aceea este o lucrare a Harului. Fapta sutașului credem că se apropie de o lucrare a Harului, fără să-și dea el seama și fără să știe ce este Harul și fără să experimenteze Harul lui Hristos, se apropie fapta lui de această lucrare. Pentru că se milostivește față de o persoană care nu avea prea multe drepturi în vremea respectivă. Din contră, se putea dispune de viața lui oricum, că era o slugă, era un sclav și oricând putea fi înlocuit. Cred că, dincolo de atitudinea sutașului pe care Domnul o scoate în evidență și o laudă și credința lui mare, Evanghelia ne mai arată ceva, și anume o atitudine a lui Dumnezeu față de fiecare om, indiferent în ce situație ar fi, din ce categorie socială face parte. Că în fața lui Dumnezeu nimeni nu este fără importanță și nu trece Dumnezeu cu vederea pe niciunul. Și ziceam dimineață că a venit creștinismul și Mântuitorul însuși cu mesajul Evangheliei sale într-un context social și politic foarte diferit de cel de astăzi. Nu atât din punct de vedere moral al păcatelor, ci acela a raporturilor dintre oameni. Era o perioadă a sclavagismului, când erau exploatați oamenii. O exploatare a omului de către om. Și acum este, dar sub altă formă, mai modernă, mai adaptată așa la vremurile de astăzi. Dar atunci era așa, sub o formă brută, foarte directă. Erau marfă de vânzare, mână de lucru. Și mesajul Evangheliei, am zis și dimineață, nu era acela, uite, e o nedreptate ce vi se face vouă. Grupați-vă, faceți revoluție, răzvrătiți-vă și dobândiți-vă libertatea. Din contră, vedem în Sfânta Scriptură mesaj către stăpâni, mesaj către slugi, cum să se comporte și cum să se raporteze la stăpânilor. În niciun caz nu îi învăța să se răzvrătească, ci să slujească stăpânului, precum Domnului, cu conștiință și responsabilitate. De ce? Pentru că adevărată libertate, ziceam, adevărată libertate nu este numai decât cea care ți-o dă un anumit statut social. Și adevărata libertate este cea care ți-o dă Harul lui Dumnezeu. O libertate a Spiritului. Și m-am gândit că și atunci, și acum, tot așa se pune problema. Și vedem întotdeauna, așa mă cutremură să mă gândesc la mărturiile pe care le-au dat creștinii din totdeauna până în vremurile noastre. Și în vremea respectivă, când erau persecutați și asupriți, și ce mărturii au dat ei care erau în lanțuri. Erau mai liberi decât cei care erau liberi. Și în vremea comunistă, și știm foarte bine asta, s-a amintit de fratele Traian și frații noștri care au pătimit, și toți cei care au pătimit în închisori,
unii dintre ei ce libertate au descoperit, ce libertate a spiritului, dincolo de cătușe și lanțuri și uși ferecate. Erau mai liberi decât cei care îi păzeau, pentru că le deschideau un orizont și o fereastră largă către cer, către Dumnezeu, și se înălțau cu mult mai mult față de ceilalți care erau acolo închiși. De aceea puteau să se roage, de aceea puteau să ierte, puteau să rabde și puteau să dea valoare adevăratei libertăți. Am citit de curând într-o carte despre Părintele Crăciun Opre, un preot nu este foarte cunoscut, dar care a făcut și el 8 ani de carceră și de închisoare grea și a fost și la Pitești, de a experimentat acolo fenomenul Pitești, și povestea cum la un moment dat unul din colegii lui, după ani de zile de pușcărie și de chinuri, este chemat cu toate bagajele, cu haine, cu tot. Era deja un semn de speranță uneori, alteori era mutat în altă parte, dar putea să fie și o nădejde că poți fi eliberat, și a fost chemat afară din celulă. Este dus în sala acolo de întâlniri și o vede acolo pe soția lui. Și îi spune conducerea închisorii, iată, ești liber. Poți să te întorci liniștit acasă cu soția ta și să ai o viață normală și liniștită. O singură condiție îți cerem, să nu care cumva să te vedem, să te prindem că intri în vreo biserică. Și spunea părintele că acela, după ani de zile de chin, își ia bagajele și zice, vă mulțumesc frumos, vă rog să mă duceți înapoi în celulă. Nu concep o libertate fără Dumnezeu. Și o libertate în care o să nu am voie să intru în biserică. Nu există viață fără biserică pentru mine și fără Dumnezeu. L-au bătut cumplit, l-au călcat în picioare, l-au torturat și l-au băgat înapoi în celulă. Cam așa gândeau în vremea respectivă cei care cu adevărat au aflat libertatea în locurile de încătușare. Și pe de altă parte, poți să fii liber, nu? Dar să fii cu adevărat rob atunci când nu știi să prețuiești libertatea și îți s-o faci prilej de păcătuire și îți faci un libertinaj și devine cu adevărat libertatea cea mai crâncenă închisoare dacă nu știi să o folosești. Arătând Evanghelia de astăzi, o minune care se face asupra unei slugi, a unui rob, a unui sclav, cum am zis, Domnul ne arată că n-are a pierde pe nimeni și vine în ajutorul omului într-un mod de multe ori uimitor, cum nici nu ne-am gândit și prin cineva la care nici nu ne-am gândit că poate să facă asta. Iată, a venit prin acest sutaș la care nimeni nu s-ar fi gândit, pentru că este, trebuie să recunoaștem din logica gândirii vremii respective. Da? Și face ceva cu totul uimitor. Evanghelia de astăzi o găsim și în Evanghelia către Luca, în Evanghelia lui Luca, la capitolul 7. Numai că un pic altfel. Acolo ne spune evanghelistul că a auzit despre Iisus și auzind despre Iisus a trimis la el bătrâni ai iudeilor, rugându-l să vină și să vindece pe sluga lui. Iar ei, venind la Iisus, l-au rugat stăruitor zicând, vrednic este să-i faci lui aceasta, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iar Iisus mergea cu ei și nefiind el acum departe de casă, a trimis la el prieteni, zicându-i, Doamne, nu te osteni, că nu sunt vrednic
să intri sub acoperământul meu. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Și știm, continuă și zice că este om sub stăpânire și spune ostașului du-te și se duce, celuilalt vino și vine, iar slugii face asta și face. Și Domnul se miră, se uimește și laudă credința acestui sutaș. Ziceam că este un pic diferit, pentru că față de evanghelistul Matei, care menționează doar momentul în care el merge personal către Iisus, aici ni se spune că trimite bătrânii iudeilor. Acești bătrâni vin și îi spun Domnului cât de vrednic este sutașul. Iată, iubește neamul nostru, ne-a zidit sinagoga, la prima vedere am crede că, uite, îi face un mare favor și îl laudă. Are Sfântul Ioan Gură de Aur o tâlcuire minunată la Evanghelia asta și zice, de fapt, bine este să nu te încrezi în laudele oamenilor și în ceea ce vor oamenii să spună frumos despre tine. Că s-ar putea de multe ori, ca zicând asta, mai mult pe ei să se scoată în evidență sau să o facă interesat. De fapt, n-au spus adevăratele virtuți ale sutașului. Au zis doar că, iată, iubește neamul nostru. Tot noi suntem cei privilegiați și ne-a zidit sinagoga, dar adevărata virtute era alta. Ar fi putut spune, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, și ar fi dorit foarte mult, dar nu s-a simțit vrednic ca să vină la tine. Iată, noi venim pentru că ne-a durut inima, l-am scutit ca să rămână lângă cel bolnav acasă și am venit noi în locul lui. Dar nu spune asta. Ce diferență este între cum prezintă acești bătrâni ai iudeilor, cum îl prezintă pe sutaș, ca fiind unul care merită, și cum se prezintă el pe sine însuși. Ei zic, vrednic este să-i faci lui asta, vrednic este să-l ajuți. Dar el zice, Doamne, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul casei mele. Întotdeauna laudele celorlalți sunt favorabile, niciodată, de fapt. Nu cum vor alții să facă o imagine despre tine este important, ci cum reușești tu să-ți câștigi, între ghilimele, încrederea lui Dumnezeu, să arăți tu despre tine ceea ce ești și cum ești tu înaintea lui Dumnezeu, că s-ar putea să te ispitească gândul să-i crezi pe cei care te laudă și să zici, o fi chiar o fi așa. Așa, niște vrednicii pe care mi le pun alții în spate. Și s-ar putea să mă ispitească gândul să fiu de acord cu ei. Vine sutașul și zice, nu, Doamne, nu sunt vrednic. În Evanghelia după Luca, vedem că îi zice, Doamne, sluga mea este bolnavă și nici nu mai cere nimica. El nu mai prezintă o situație. Iar spune Sfântul Ioan Gură de Aur că nu îndrăznea din smerenie, din nevrednicie, nu îndrăznea ca să ceară. Și Domnul ia pe dinainte și zice, mă duc ca să o vindec. Această smerenie și această credință a sutașului îl face pe cel care se simte nevrednic de a intra Domnul în casa lui, să se învrednicească de a primi mila lui Dumnezeu,
nu numai să primească să primească vindecarea slugii, ci să primească intrarea în împărăție, că Domnul spune astăzi în Evanghelia de la Matei, tocmai face referire la fiii împărăției care vor fi dați afară, la cei cu pretenții, știți? La cei care au un nume, la cei care s-au născut într-o anumită familie sau într-un anumit neam sau o anumită biserică, la cei care au o moștenire în spate, la cei care au niște referimente. Și pot să zic că iată, avem un Avram, avem un Isaac, iată avem o biserică, iată avem un părinte Iosif, iată avem un frate Traian, iată ce avem. Prin urmare, așa de la sine înțeles că trebuie să fiu împreună cu ei. Domnul zice că prin Ioan Botezătorul că și din pietrele acestea pot să facă fiul lui Avram. Așa că nu te amăgi, că iată, fii ai împărăției, cei care au pretenții despre ei, s-ar putea să fie dați afară. Și cei de la răsărit, de la apus, cei de neamurile, să poată să fie în împărăție, să poată fi aduși în împărăție. Așa că cel care, iată, vine cu atâta smerenie, cu atâta credință la Domnul, primește mai mult decât s-ar aștepta. Ce mare lucru să primești aprecierea lui Dumnezeu, să știi că bucuri pe Dumnezeu, că smerenia ta, credința ta, bucură pe Dumnezeu. Și nu întristează și nu îndurerează. Mai noi vedem și în alte locuri unde Domnul s-a întristat de necredința celor din jur. Și vă amintiți acolo unde vine tatăl acela amărât cu fiul demonizat și zice: Doamne, iată, am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l scoată. Și Domnul găsește în jur atâta necredință și se întristează. Da, și aici, iată, găsește această credință unde nu s-ar fi așteptat să o găsească și se bucură și îl uimește. Luca zice, evanghelistul, că s-a mirat și atrage, iată, această credință, uimirea și lauda și îl dă ca exemplu și cât de binecuvântat este sutașul că îl apreciază, intră, dacă vreți, în grațiile Mântuitorului și îl asociază cu cei care vine de departe, de la răsărituri, de la apusuri, care vine de departe și care iau un loc între fiii împărăției. E de la sine înțeles că dragostea față de cei de aproape, dragostea față de cel în suferință, l-a făcut să capete întâietate înaintea lui Dumnezeu. Mare lucru să poți să-ți pese de cel din jurul tău, să te doară, să nu fii indiferent, să nu te depărtezi de el, să nu te rupi, așa cum am auzit mai înainte. Și multe lucruri te pot rupe. Citeam într-un patericu egiptean de doi frați tineri, novici, așa, care stăteau cu bătrânul lor și la un moment dat unul dintre ei primește sau găsește, nu mi-am amintesc exact, găsește o comoară, mulți bani. Și spune fratele: uite, Ava este aspru cu noi. Eu zic așa, trecem râul și ne facem noi acolo o mănăstire și ne zidim acolo chilie și slujim noi lui Dumnezeu în pace și în liniște. Celălalt frate își dă seama că este în înșelare și este ispită și zice: uite, bine, facem așa, dă-mi mie banii aia, să-i pune așa în culiot, un culion bine în căciulă și să trecem apa. Și când trec apa se face că cade și scapă banii și îi risipește și pierde și zice: na, frate, uite, acum dacă tot nu mai avem banii, nu avem de ce să mai mergem, hai să ne întoarcem înapoi la părintele nostru. Și se întorc înapoi. Și recunosc că, de fapt, a fost o mare ispită de a crede că rupând
despărțind, uitând de sfatul, îndrumarea, dragostea părintelui, vor putea face voia lui Dumnezeu. Cel puțin, această dragoste aprinsă față de cei în nevoi, cel puțin exemplul smereniei mari a sutașului și a credinței lui să ne poată aprinde efectiv și să ne poată întoarce, vedeți, pe el de departe, fiind dintre neamuri, a venit, l-a atras efectiv către harul lui Dumnezeu. Și această atragere către harul Dumnezeu, această întoarcere către Dumnezeu, această predare și slujirea lui Dumnezeu se face atâta vreme cât, iată, este Hristos între noi. Era acolo Domnul, el a auzit despre el. Era Domnul și s-a îndreptat către el. Se spune despre Alexandru Macedon că atunci când cucerea o cetate, făcea un foc mare în mijlocul cetății și cât timp ardea focul până să se stingă, cei care veneau și de bună voie se supuneau lui și se predau, erau iertați și lăsați în pace, pe când ceilalți, dacă nu veneau în timpul acesta cât până se stingea focul, aveau o altă soartă, mult mai crudă. Oricum erau ocupați și așa cred că ar trebui să fie atitudinea noastră de a veni înaintea Domnului cât focul dragostei este aprins, cât flacăra vieții în noi încă mai arde, pentru a ne bucura de izbăvirea, de grațiile Stăpânului și a nu suporta consecințele ulterioare atunci când se stinge pâlpâiala și flacăra vieții noastre și când se închide ușa Harului, ci să putem beneficia, că iată, Evanghelia ne spune că nu este limită la Dumnezeu, că ești slugă, că ești păgân, de orice neam ai fi și orice statut social ai avea, ai acces și intrare pe ușa Harului, ușa mântuirii. Amin, slăviți să fie Domnul!